Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la weekendul horror, care nu este weekend chiar acum, dar poate este mai târziu și oricum nu mai știți voi când am filmat episodul. Deci este weekendul horror, foarte nostalgic pentru toată lumea, v-a fost dor de el și am zis cum Fears to Fathom. Nu știu cum se traduce Fathom, dar ideea jocului este că cică sunt niște povești adevărate pe care developerul le-a transmis în joc. Bine, adevărate, e puțin cam greșit spus. Developerul le-a auzit la alte persoane sau ceva de genul ăsta. Că or fi inventate sau nu, nu se știe 100%, dar cică sunt adevărate. Ideea este că sunt două episoade, episodul 3, under development, se lucrează, deci aparent sunt 5 episoade. Primul episod ne și zice că are undeva la 20 de minute, al doilea mi se pare că e mai lung, dacă vă place faceți și pe al doilea, dacă nu, nu. Home Alone, se presupune că ești singur acasă, au plecat părinții de acasă, te-au lăsat singur și mai e cineva cu tine în casă. Hopa, ce vei face în momentul acela? Habar nu am. Gildea în descriere, jocuri mai ieftine. Bem niște G Fuel astăzi, Tallboy, are vreo 700 ml, ceva de genul, cu PewDiePie moment. Bem niște Mega Potion și îmi cam place. I didn't want to put up this one already just for it to be called piece of fiction. Nu știu de unde să încep. V-am zis, cred că ne explică că sunt povești reale sau ceva. Era vară, părinții mei au plecat în weekend, la muncă, ceva legat de muncă. Asta înseamnă că eu sunt singur acasă de weekend, din weekend în weekend. De asemenea, trebuie să menționez că somnul meu nu... Programul meu de somn este aiurit. Adică doarme în mijlocul zilei, se trezește noaptea și așa mai departe. Poate ați pățit și voi vreodată când aveți vacanță și așa mai departe, nu vă mai culcați de vreme. Vă culcați la 5 dimineața, de exemplu. Că așa aveți voi chef. Ce s-au de bă, extraterestri! Ce alarmă e asta aici, nebun? M-am trezit la 8 după ce am tras un pui de somn. Ok? Deci a dormit. A țipit așa o oră, două. Wow! Xărin din ghețanes! Ia stai să vedem și noi sunetul. Merge, nu merge. Uite ce picturi avem cu Domnul nostru Iisus Hristos sau ce aici? Paște fericit, Hristos a înviat, Doamne ajută! Nu mai închin pe video când ziceți măi, dar tu te închini greșit invers. Păi e facecam-ul invers, ok? Îmi place cum mă văd din celălalt unghi, înțelegeți? Fiecare are unghiul lui preferat. Și pentru că, na, dacă îl întorc, în fine. Și gen, dacă eu întorc facecam-ul, mă uit în partea alta a ecranului și trebuie să mă pun în dreapta și nu-mi place cum arată și în fine. Hai să vedem în casa asta că deja mă bade la subiect. Mamă, iar icoana asta sau ce? Ok. Mami mi-a dat mesaj, bă, dar n-au nimic. N-avem sunete? Ia. Bă, dar cât am vorbit aici. Când vă întoarceți? Luni. Păi, nu ți-am zis asta deja ieri? Mișto. Ai grijă, dormi când trebuie. Așa, eu și cu tati ne întoarcem duminică seară. Nu comanda nimic, ți-am făcut eu lasagna. Mamă, lasagna favorită făcută de mami? Asta cine e? E mason! Mamă! House chem? Chimia sau... I forgot probably gonna do tonight, lol, same. Cred că le treabă de tema la chimie. Te anunț, ok. Sună-l și pe Josh. Minunat, tare rău. Nu mă interesez de chimie, dar mă interesez de lasagna. Aș zice un cuvânt cu B, dar e interzis pe YouTube. Melodia lui PewDiePie. Ba da, mă, oare de e mega încedat! Holy, ca să-l dau la maxim sunetul. Și după aia mi-apare un jumpscare și îmi bubuie urechile. Hai că da. Și... See to crouch. De ce aș vrea să mă plec? E clară situația. Suntem morți. Momentul în care zice într-un joc să te apleci sau să fugi, e clară treaba. Ok, avem hot, avem cereale. Trebuie să încălzesc mâncarea. Păi și eu știu unde e mâncarea, în frigider, unde? Lasagna. Cum o încălzim? Avem cuptor cu microunde sau o băgăm la cuptorescu aici? Bi lasagna, începe cu B, dar n-am voie să zic pe YouTube. I-au banat aia melodia lui PewDiePie sau nu au banat-o? Nu, era aia cu cucumelon, parcă i-au banat-o. Ok, cuptorul merge. E un nene acolo care se holbează la noi. Da, văd că... A, uite mă, putem să ieșim în curte. Mamă, vezi ce casă mișto avem! Piscinuță de asta, noaptea așa. Ia uite ce stau eu în piscină. Nici nu se mișcă apa când sunt în piscină. Deci sunt un fel de spirit eu. Wait, de ce e mașina acasă? What? Bă, vezi că e mișto casa, nu e rea. Ce avem aici? Un Audi, dar nu știu ce e asta.
pare a fi Audi, abar n-am. Spuneți-mi voi că o pricepeți în comentarii. Să vedem dacă avem și noi bani. Da, e Audi 100%. Dar e A3, nu e A3. E A2 sau A1? Habar n-am, sincer. Hai să intru la loc în casă. Bă, momentan nu e nimeni la noi în casă, deci nu știu care e faza. M-a venit că n-a luat foc casa. Food is already warm, dar mâncare e gata. Da. Da. Ok. I like watching TV. Ok, dude. Ce ai zice să mâncăm la noi în cameră, nu aici? Cred că nu e televizor. Mamă, ce veche televizorul ăsta. Hai, sunt gata să ne uităm. Păi pornește sau ce? Ah, da, tata. Ce vedem aici? Ah, ok. Ah, gata. Space. Păi mâncăm sau nu? Ah, s-a spart un geam. Ah, treacă de la mine. Trebuie să mănânc acum, e serialul meu preferat. Uaaa, urcă cineva pe scări! Bă! What the fuck? O fi vecinul, vrea și lasagne, asta e un pic. What the f... What? Unu, unu, doi, care este urgența? Ioane, unde te-ai băgat, bă? Să spar geamuri în casă, ce faci, bă, ăla? Ia! Bă, te-am văzut că ai urcat șobolane, asta ești tu? Ce nu-i băia asta? Șobolane! Ce să spargem atâta? Mă, stai la mine sub pat, unde? I always close my door before going to bed. No, no, nu, nu, nu se mai culcă nimeni, ești nebun. Dă-mi-l pe ăla să-l văd unde e, poate, dă niște lasagna. I was already feeling very sleepy. Mi-era somn. Bă, ce joc stupid! Cum mă urcă la păscară și eu trebuie să mănânc tot? Televizorul s-a stins singur. Hai să închidem măcar ușile. We're gonna have to call it off, man. Something, a apărut ceva. Bro, lasă-mă cu televizorul că mai spart de cap. Mami nu mi-a dat niciun mesaj. Bă, mă omoară ăștia. Sună repede. Nu mai sună. Ok. Noi doar prin mesaje, nu și dăm. Mă rog, cine o fi intrat în casă? Ha, barna. Da, nu știu, în America, bine, casele, gen, uite, deci tu, îți poate sparge oricine casa. Adică dacă luăm exemplu casa asta, foarte ușor, ușa asta îi dai un picior, a căzut cu totul, dai un cot în geam, s-a spart cu totul, însă, țineți minte când am jucat Sneak Thief sau era Thief Simulator, unde aveau niște încuietori foarte mișto pe uși, ușile parcă nu mai blindate, nu sunt sigur, dar noaptea geamurile se blindau singure. Deci se punea metal pe geam, n-aveai cum să-l spargi și dacă îl spărgeai, bum, intra imediat alarma. Deci, sunt curios, sigur există și case de genul în America, dacă e foarte scump să ai un astfel de sistem. Plus că mă gândesc că trebuie să ai un generator în caz că staie curentul, știi? Cum tăiam noi curentul la o casă. Adică generatorul era în afara casei și îl tăiam de acolo. Trebuie să fie în interior cumva sau la subsol, știi? Și să se blindeze geamurile. Ușa, dacă pui una tare, n-are cum să o spargă. Decât să-i facă încuietoarea, dar ai avea niște încuietori șmechere. Erau cam greu de spart. Anyway. Astea nu sunt ale mele. I remember I had homework. Ah, facem și teme, facem, cum să nu. Eu și cu prietenul meu, host din casă, care... asta este. E și el pe aici. Cum ar fi să încălzească ceva? 12:38 dimineața. Am turnat temele. Câteva ore. Clasic. Mami mi-a dat mesaj. Nu sta până târziu. Sau nu stați copii. Dar cine mă că sunt doar eu? Să nu au nimic de la doamna Paula. Domnișoara? Paula.
Mă, nu știu, e... mama noastră crede că avem un invitat pe la noi sau ceva? Sau, la ce a zis la plural? Să nu stați până târziu, copii. Da, dormim și avem un hoț în casă, gen. M-am ridicat să iau niște apă, ok. Cine avea apă lângă pat? Anyway. N-am și o lanternă, un ceva, adică cine... Cine merge noaptea prin casă? La întuneric, așa. What? Primești și mesaje. Și în joc, și în viața reală, see to crouch. Aparam de ce mă tot aștept să... G to throw, right click to drink. Și o să bea apa. Ok. De ce nu iau cu mine? Ne? Miles? Cine e la ușă? Ești acolo? Asta e vecinul? What? Cum ne dă mama noastră mesaj că e cineva la ușă? Bă, mă moară ăștia! De-aia să băga sub pat. Am înțeles. Păi sună poliția, tu mă întrebi pe mine cine e la ușă. Mor, bă! Ok. Hai să vedem cine e la ușă. O fi poștașul. A, încerc să... Încercam să dorm, eu click to hide. Deschide geamul, ieși pe acoperiș pe acolo, nu știu, fă ceva! Lumile nu putem să le aprindem. Paula mi-a trimis asta. A spus că cineva se uită pe geamuri. Sunăm la poliție. Voi copii închideți toate ușile și ascundeți-vă în camera voastră. Nu răspunde la ușă, indiferent de ce se întâmplă. Bro, nu. Am vrut să deschid la ușă la poștaj la 3 dimineața. Uitiți jocul aparent. Deci, sărind din ghețanes la propriu. Trebuie să ne ascundem de ăla și e genul de joc unde dacă pierzi, resetezi tot. Well, well, well. Faza e că prima oară urcă unul etajul la... Ați văzut că l-a urcat treptele la noi în casă? După care vine din nou. Cum urcă ăla la mine în casă treptele cu mine în casă? Adică n-are sens. A sărit pe geam, pe unde a sărit? Vreau să-l mai văd odată, neapărat. Uite-l! Holy shit, dude. What? Hopa! E timpul să plecăm, nu răspunde la ușă. De ce bate la ușă la 3 dimineață? Eu nu înțeleg. Ori e hoț, ori nu e. E hoț prieten. Se dă drept prieten sau... Că nu înțeleg. Sunt sub pat. Ne-a zis mami, vezi că e frățiorul la ușă? Cu cuțitul în mână. A zis că se tot uită prin geamuri. Și că Paula e vecina de peste stradă. Sunăm la poliție. Încuiați tot și nu răspunde la ușă. Indiferent. Deci că e povestea cu fița roșie, cu lupul. Uite că sună la ușă, bă. Poșta, curierul la 3 dimineața. A zis că a sunat poliția. Nu știu cât de repede vine poliția. Mă gândesc că, habar n-am, poate vine mai repede. În România vine repede poliția, da sau nu? Habar n-am. Da. E Paula la ușă. Ma, o auzi? E Paula la ușă. Totul va fi în regulă. Da, n-o să deschid. Poate să sune Paula. Nea, nu cred că e Paula. Credeți că e Paula? Hai să verificăm. 100 la miliard nu e Paula. Mamă, uite, toată casa s-a trezit. Sunt mort. A intrat peste noi în casă, sora asta. Oh! Mamă, și mamă, speriam, ai venit prin stânga, ești prost? Oh my god, ăla e...
Oh my god, ăla intrase în casă deja și era Paula la ușă? Holy shit, no way, dude. Ăla a intrat în casă, ești nebun? Mă gândeam că o să murim. Știți de ce? Pentru că ne-a zis, nu deschide ușa indiferent ce se întâmplă. Când îți zice asta într-un joc horror și după aia zice să deschizi ușa sau să faci, da, ce ți-a să nu faci, e cam clar că o să te omoare. Deși am crezut că, eu inițial m-am gândit în felul următor. M-am gândit că ne-a hackuit ăsta cumva telefonul și primim mesaje de la hoț, știi? Dar era un pic prea de tot. Dar realitatea e că, na, Paula chiar e la ușă, numai că ăla a intrat în casă. La un moment dat se aude așa un fâșit după ce primim mesaj la mama noastră și ne zice să nu răspundem la ușă. Se aude un fâșit și după aia începe să sune. Bun, ideea e că ăsta acum e cu noi în casă. Deci în camera părinților. Holy! Păi, și tu mână de acolo! Mamă, mi-a balat un fior așa. Vine peste noi? Îi și mână din cameră, la nebun. Ne-a ascultat, cred. Că nu ne vedea. A? Oh, let's go! A venit poliția. Cred că suntem safe. A? Gen la... L-a prins poliția? Chiar era Paula. Săraca femeie, a sunat de un miliard de ori la ușă, cred. Dar nu înțeleg ce s-a întâmplat. A venit poliția și l-a prins pe ăla? Sau n-a mai ieșit ăla că a venit poliția? Habar n-am. Explic, o stare de asta de frică, de... Nu de frică, să fiu alert, așa, să am grijă. E un sentiment foarte, foarte înfricoșător să fie cineva cu tine în casă. Mai ales când ești singur și mai ales când poate ești copil, că chiar era copil acolo. Și nici n-are legătură dacă ești copil sau nu, e înfricoșitor oricum, știi? E o chestie prin care nimeni ar trebui să treacă. Însă, din păcate, anumiți oameni trec și este înfricoșător. De-aia e cam... e scary, e puțin mai scary să stai la casă decât la bloc. Pentru că la bloc e cam greu să intre, dar la casă, mai ales cum americanii, garduri micuțe, puși nebaricadate, nenimic, îți poate intra foarte lejer. Cineva care știe să-ți spargă lacătul, îți poate intra mega, mega ușor. Dar dacă ai un sistem de alarmă, dacă ai geamurile blindate, sistem de alarmă, ușă puternică, generator, camere, cam greu să-ți intre. Nu e imposibil, niște experți cu siguranță pot să oprească toate alea și să treacă de sisteme. Dar hoțul de zi cu zi, gen, nu de zi cu zi, ceva așa, un hoț mai începător, cred că cam greu. Dar sistemele acelea sunt sigur că na, te costă destul de mult. Însă e înfricoșător. Chiar a fost mișto jocul și vreau să spuneți în comentarii dacă avem două dintre achievement-uri. Sunt curios care era al treilea. Era loud, alert, NPC. What? Deci ne-am primit curious, că am citit foarte mult text, survivor. Și loud, nu știu ce înseamnă asta. Alert NPC. M-am uitat din nou pe YouTube și am văzut ce este al treilea achievement. Cică, jocul îți înregistrează ce vorbești. Din păcate, la noi nu merge, că microfonul ăsta eu l-am pe alt calculator, nu pe calculatorul care rulează jocul. Deci, practic, eu nu am microfon, cum ar veni, și nu ne aude. Dar în momentul în care ăla e la ușă și noi ne-am uitat pe geam la el, țineți minte, dacă îi vorbești și zici, eu nu ți pleacă, bă, se uită la tine prin geam. A, e toată chestia, că îl sperii. Dar nu o să intre peste tine în casă, adică nu se schimbă absolut nimic, doar că te aude și te vede că ești la geam, atât. Nu o să plece de la ușă, nu nimic, tot intră în casă și te așteaptă să ieși.